Bun, exact cum am zis și la începutul emisiunii, iată anunțul zilei. Carmen, fiica lui Adi Minune, este unul dintre personajele principale într-o poveste terifiantă. Am aflat că face parte dintr-un caz complex cu mafios periculos, schimbări de focuri, poliție și totul e sub acoperire acolo. Dar e un rol, bineînțeles, iar rolul pe care îl joacă ea în acest scenariu incredibil, și anume clanul, ne-l povestește chiar acum Carmen. Dar și cu atitudinea asta superioară. Păi tu ești superioară, că tu stai la înălțime, nu eu. Bine, dar am văzut nu așa că te-ai pregătit. Normal. Prin postură și prin așa de o adevărată mafioată. Nu știu. Păi de asta așa am auzit, că așa stau lucrurile, așa mi s-a spus. Deci o să fie o întreagă nebunie ce să se întâmple în clan. Povestește-ne puțin. Deci încerc să-mi țin postura serioasă și calmă, că pe interiorul meu știi cum sunt. Uite așa îmi vine să sar și să țopăi toată ziua. Și toată ziua vorbesc numai despre asta, crede-mă. E primul tău proiect de film. E primul meu proiect legat de actorie care este de amploare și care a apărut pe TV și la nivelul acesta, pentru că am cochetat cu actoria încă de mică. A fost printre primele mele pasiuni. Am fost și la facultatea de actorie, la Hyperion. Adică tot timpul am avut legătură oarecum cu zona asta. Am luat cursuri de actorie de la doamna Stella Popescu. Adică am avut onoarea să lucrez cu oameni din domeniu. Din domeniu, dar niciodată la nivelul ăsta și crede-mă, deci uite cum ai început sunt. Să filmezi? Ai filmat acolo? Am început să filmăm, noi suntem cu filmările departe, eu încerc acum să îmi pregătesc speech-ul și să nu dau foarte multe din casă, că mie îmi vine să zic tot. Pentru că tu practic acum cei de acasă o să te vadă luni în ultimul episod din primul sezon și apoi din sezonul 2 o să fii permanentă. Uite, acum vedem imagini. Veți vedea că apare Nadine la sfârșitul sezonului 1 și întoarce toată situația, face niște fapte rele acolo. Dar din sezonul 2, credeți-mă că nu sunteți pregătiți să vedeți ceea ce urmează. Sezonul 1 a fost așa ca o introducere și din sezonul 2 se vor întâmpla foarte multe lucruri interesante, se vor întâmpla foarte multe răsturnări de situație, pentru că serialul, așa cum probabil ați văzut, este conceput astfel încât te uiți 2 ore la ceva și la final vezi că e cu totul altceva. Da, tu ești Nadine în film și ai și o poreclă acolo în film. Stăpâna. Și acum rolul este un rol negativ, nu? Este un rol negativ, da. Ce e amuzant e că nu mi-a fost foarte greu să intru în el. Deși eu sunt... E mai greu de jucat și de făcut. Da, nu știu. Eu sunt în general așa ca o floricică și împart energie pozitivă peste tot, dar am și acel dark side al meu, știi, pe care încerc să-l țin ascuns și căruia încerc să nu-i dau de mâncare foarte des, știi ce zic? Ca să nu iasă la suprafață acolo, să se crească mare. Așa, dar acum am zis, e momentul să fiu scorpia aia. Deci, practic, în sezonul 2 din clan o să vedeți în fiecare episod, 2, da. Iar luni acum, la finalul sezonului 1, o să fie Carmen în acțiune. Da, abia aștept să vedeți episodul și credeți-mă că nu sunteți pregătiți, deci nu sunteți pregătiți. Ceea ce mi se pare foarte, foarte, foarte interesant și chiar trebuie spus este faptul că eu înainte cu 2 săptămâni de a afla că va trebui să merg la proba pentru rolul Nadine. M-am uitat la filmul de pe Netflix cu Jennifer Lopez, în care ea zicea că a fost cea mai netalentată din familia ei, și cu asta m-am regăsit. Are legătură cu muzica, cu dansul și cu actoria și în asta m-am regăsit. Și la final vorbea despre filmele în care a jucat ea. S-a terminat serialul, m-am pus în pace și am zis, eu noaptea am zis rugăciunea și am zis, Doamne, știi că-s bună, am făcut și eu o facultate, am făcut și eu atâția ani în legătură cu asta, hai, te rog, ajută-mă, dă-mi și mie ceva să-mi arăt ce pot, să arăt că știi că pot. Am uitat a doua zi total de rugăciune și la 2 săptămâni jumate, nu mi-am amintesc exact, m-a sunat Marcel al nostru și mi-a zis, Carmen, o să te duci să dai probă pentru un serial, o să ai un rol foarte important. Și am zis, nu cred așa ceva, mi s-a părut șocant. Și luni este ziua mea și este și prima apariția mea în serial, deci e clar cadou de la cel de sus. De la doamne. Da.
Da. Foarte tare. Atunci să fie într-un ceas bun, să ai succes. Să rămână, Doamne ajută. Povestește-mă puțin, ce face Sofia? Cât are acum? Sofia face foarte bine, are 3 anișori și 4 luni. Cât a crescut, să vă trăiască. Da, chiar acum am postat pe Instagram un filmuleț cu ea că a descoperit cadourile de la Moș Nicolae și e foarte încântantă. Suntem la stadiu în care deja nu mai știm ce să-i cumpărăm, că na, și bunicii și toate nemurile sunt cu cadouri. Toate jucăriile, toate hainele. Toate... Deja încep să, știi, să zic nu, nu, vă rog, nu. Așa, este foarte bine. Bunicul ce zice? Bunicul este foarte fericit. I-a cumpărat un Lamborghini care își deschide mâinile, își deschide ușile în sus de jucărie, bineînțeles. Și a întrebat-o pe Sofie: Sofie, acum ce vrei de la Moș Crăciun, că a trecut Moș Nicolae? Păi vreau un Lamborghini roz. O să se facă, deci, pe comandă. Crede-mă că nu, nu, eu sunt genul de părinte care vreau să-mi învăț copilul că asta nu e normal. Adică stai puțin, nu toată viața o să existe acolo cineva care vine cu cadouri în fiecare zi. Deci mai cât de bucuros. Înțelegi? Știu, doar că încerc cât pe cât posibil să-mi cresc copilul într-un ritm cât mai normal, cât mai decent, știi? Dar n-ai cum, cu doi bunici care sunt topiți, leșinați, ne, e foarte greu. Stai puțin că se schimbă treaba pentru bunici, mai ales că o să devină pentru a doua oară bunici. Da. Sora ta, Adriana, e însărcinată? Da, zilele trecute am fost la ea la videoclip, urmează să lanseze o piesă nouă cu videoclip și era foarte încântată și crede-mă că eu uit că e însărcinată, pentru că efectiv mai devreme vorbeam la telefon cu mama, creierul meu nu percepe informația asta. Câți ani are Adriana acum? Are 20 de ani, face 20 de ani. Pe 9 decembrie este ziua ei. Mamă, la mulți ani. Luna decembrie e plină pentru Luna decembrie avem 3 sărbătoriți, plus Crăciun, Revelion, Moș Nicolae, deci noi dăm faliment. În perioada sărbătorilor e gravă situația. Și e ce să aibă, băiat sau fată? Nu știm deocamdată, pentru că sarcina este încă la început, dar este foarte încântată, se simte foarte, foarte bine, e și foarte tânără și așa a fost și sarcina mea, nici n-am simțit că am fost însărcinată. O urmărim îndeaproape, îți dai seama că toți suntem emoționați. Și mă sună mereu pentru sfaturi: auzi, dar tu așa te-ai simțit, auzi, dar tu cum ai crezut că o să fie, auzi, dar tu... Și îți dai seama că stăm noaptea la telefon ore în șir, dar acum simt că, știi, a venit momentul să pot să-mi iau rolul de soră mai mare, în serios, știi? Deci tu, sora mai mare cu copil, Ana e și ea însărcinată, frate tău? Frate meu e gagicar. El mai are... E pe treaba lui. Adriana nu-l ceartă și pe el, zic că băi, hai, gata, e și momentul tău să te așezi ușor, ușor, nu? Nu, crede-mă, chiar nu e momentul. Oricum, Adi a avut o maturizare mult mai rapidă, pentru că merge la nunți de când era mic și automat a crescut în lumea asta și a văzut foarte multe chestii. Maturizarea a venit mult mai brutal, să zicem, pentru el. Pentru că, mergând la nunți de la 7-8 ani, a muncit pe bune, de mic. Și au venit și banii ușor de mic și nu am reușit să-i ținem controlul ăla, știi? Băi, făcea de la 10 ani, zicea, bă, ăștia-s banii mei, nu puneți una pe ei. Și era munca lui pe dreptatea lui, știi? Dar este foarte bine, este într-o continuă dezvoltare, că e în perioada în care se descoperă și devine bărbat. Câte ani are el acum? 17 ani. Deci Adriana are 20 și Adi face 18 ani. Da. Mamă, majoratul. Să zice petrecere, ca la 18 ani, ciucă. Foarte frumos. Mă bucur mult de tot pentru voi. Să fiți sănătoși, să mulțumesc, fiți fericiți, e tot ce e mai important. Asemenea, și sărbători fericite tuturor, dacă nu ne mai vedem până de bunicul anul ce a zis când a aflat, Adi, ce a zis când a aflat că că joci în serial? Aseară am fost acasă, da? Și i-am arătat, pentru că noi ne uităm înainte pe voi, eu. Corect, acolo oamenii trebuie să vadă serialul cu o săptămână înainte. Îți dai seama probleme. Că n-am avut răbdare, mi-am făcut cont instant, hai să mă văd repede, pentru că apare cu o săptămână înainte și practic când știi că e acolo, n-ai răbdare să stai să apară la TV. Și mai ales când îl vezi de publicitate, exact. Când îl vezi cap coadă și poți să-l mai vezi încă o dată și încă o dată. Exact. Acum, știi, eu am făcut o chestie, le-am zis tuturor că n-am cont, ca să nu le dau contul meu, înțelegi, să-și facă fiecare cont. Exact. Că, dacă sunt cu pro, trebuie să-mi țin cu casa. Și da, le-am zis tuturor să-și facă contul pe voi și să se uite la serial. Le-a plăcut foarte mult tot ce se întâmplă în serial, plus că tata se identifică puțin în povestea asta, știi? Și i-am povestit, stai că trebuie să mă abțin să nu zic multe. I-am povestit de o secvență la care a început să plângă. Nu cred. Da, dar nu pot să vă zic despre ce e vorba. Pentru că a trecut prin așa ceva el? Da.
rezonează foarte mult cu lumea asta, pentru că, na, prin prisma meseriei lui a avut contact cu persoane de genul ăsta, pentru că nu poți să cânti doar la oameni frumoși, pacifiști și da. care lucrează la birou. Și da, se regăsește în poveste, să știi. Așadar, oameni buni, uitați Carmen Minune în Clanul, ultimul episod din primul sezon, iar apoi din sezonul 2 o să vedeți în permanență. Mulțumim mult de tot, să ai succes. Mulțumesc și baftă. Mulțumesc și eu. Și puteți să intrați și voi pe voi, o să vedeți. Mulțumim mult și succes și salutări familiei. Mulțumesc. Și salutări tatăl tău și mamei tale și familiei tot, la tuturor.